Profesorii de religie din școlile județului Timiș s-au întrunit vinerea aceasta în ședință de lucru. Consfătuirea s-a ținut la centrul eparhial din Timișoara și a fost prezidată de înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului. Un punct important pe ordinea de zi a fost statutul orei de religie din școli. Îndrumăm părinții să își exprime punctul de vedere și să solicite participarea copiilor lor la ora de religie, întrucât nu ne dorim o școală fără un Dumnezeu, nu ne dorim o educație în general din care să lipsească elementul important care este educația religioasă. Profesorii de religie sunt invitați să prezinte frumoasele lor activități derulate în unitatea școlară părinților prin diferite modalități, atât prin revista de religie ce urmează să fie editată sau exeditată în unitatea școlară, cât și prin expozițiile și invitații adresate părinților la aceste activități. În cadrul școlii noastre există copii atât nevăzători cât și cu probleme grave de vedere, cât și cu diferite deficiențe asociate, iar pe lângă terapiile specifice acestor probleme, ora de religie este benefică deoarece realizează o coeziune a grupului, deoarece ajută să se înțeleagă copiii între ei chiar dacă au probleme diferite și ne ajută și pe noi să înțelegem pe ei și să avem o relație mult mai personală cu aceștia, trecând de, de problemele de sănătate pe care le pot avea. În cadrul conferinței s-a discutat și despre editarea revistei Cuvânt și Faptă în Educația Creștină, prima publicație a profesorilor de religie din Timiș.